Salutare, prieteni, bine am găsit la GSP Live. Ieri s-au terminat ultimele două meciuri din etapa 6-a Superligii. UCLUJ Șepși 0-1 și Eric Lincar e foarte aproape să se despartă de Șepcile Roșii. Iar la Ovidiu, Farul a câștigat cu FC Voluntari, a fost 2-1, iar echipa lui Hagi este prima în acest moment în Superligă cu 12 puncte, la egalitate de puncte cei drept cu Rapid București. O să discutăm și despre această rundă, evident, despre cum arată situația la zi în fotbalul românesc, dar pentru că numai mâine, nu-i pe mine și avem meciuri importante în Conference League, o să discutăm și despre acest lucru. FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova au meciuri grele în returul play-off-ului din Conference League. O să ne mai uităm și despre încă un subiect interesant, un alt antrenor, apropo de Lincar, care era un pas să plece, un alt antrenor din Liga 1, e și el cu bagajele aproape făcute, Alexandru Pelici de la Mioveni, se pare că va pleca în cel mai scurt timp. Mutarea, mă rog, încă nu e oficială, dar lucrurile merg în acea direcție. Mioveni, un start slab de sezon, nicio victorie, un singur punct, e echipa de pe ultimul loc. Discutăm despre toate aceste lucruri, dar și despre ceea ce se mai întâmplă în viața invitatului meu din această dimineață. Salutare, Dinu Todoran, bine ai venit! Bună dimineața! Ce mai faci tu? Bine, ce am învățat deocamdată să antrenez, sunt... Ce încă înveți? Că mă gândeam că poate zici am învățat și zici m-am apucat să joc fotbal din nou și atunci eram... Nu. Avem de învățat, mai ales în antrenorat toată viața înveți, pentru că apar lucruri noi și trebuie să te documentezi, mai ales în această meserie. Zimie, tu ești acum la FC Voluntari 2, echipa secundă a clubului FC Voluntari, care evoluează în Liga 3. Cum merg lucrurile acolo și ce planuri ai tu, să spunem așa, pe termen scurt? Da, după plecarea de la Steaua, am primit o ofertă la celor de la Voluntari. Știam ce se întâmplă acolo, ținând cont că avem o academie foarte bună, copii foarte mult, peste 600, prelând echipa a doua, unde sunt jucători de perspectivă, avem niște condiții și de antrenament și pe care putem, eu ca antrenor pot să mă dezvolt, pot să lucrez. De toată lumea spune, și în special mai auzeam și pe Dumitru Dragomir aici, multă lume din sport care lăuda ceea ce se întâmplă acolo la Voluntari și baza sportivă și zona de academie. Pentru oamenii care n-au fost acolo, nu știu, ce e așa de special? Nu, e o infrastructură, e foarte... Ținând cont că domnul primar, împreună cu Consiliul Local, doresc foarte mult, mai ales pe baza asta de sport, pentru toate investițiile, nu numai la fotbal, sunt 12 ramuri de activitate sportive. Dar nu numai la prima echipă, apropo de fotbal. Nu numai la prima echipă, e și echipa a doua, avem și grupele de juniori care sunt calificate la elită, se creează niște condiții, antrenorii cu licențe, adică totul spre performanță. Mă bucur că chiar am o relație foarte bună cu Liviu, mai ales acum, etapa trecută, la meciul cu Sepsi, a debutat un copil pe Robert Voican, care l-a debutat la Liga 3, care el vine din Academie. Și pe această cale, toți antrenorii pe care a avut acest copil trebuie lăudați, pentru că e o muncă. Cineva le-a de la grupele de inițiere, duce la dezvoltare, după la performanță, unde face pasul la seniori. Aici a venit noi antrenori, dar fără munca celor din spate, degeaba tu la seniorele dacă nu e pregătit cum trebuie. Dar, v-am zis, și în continuare sunt copii foarte buni și chiar Liviu arată în cantonamente, la antrenamente și e deschiderea asta al lui Liviu către echipa a doua și către academie, care e un lucru bun, adică am văzut pentru noi, pentru antrenori, pentru cei care lucrăm la centru. Am văzut acum, și s-a tot vorbit în anii ăștia, de când cu regula Under-21, au apărut mulți jucători tineri. Din păcate și pentru ei și pentru fotbalul românesc, mulți au jucat doar pentru a bifa această regulă. Se vedea că nu sunt încă la nivel, sau mă rog, în alte condiții n-ar fi debutat, dar au fost și alții fotbaliști care au profitat din plin și au crescut foarte mult. Cum vezi tu, acum ok, s-au mai domolit, nu mai sunt acele... Păi nu, anul trecut erau 3 jucători, adică puteai să începi cu 2 și să termini cu un jucător. S-a văzut că n-a fost tot. Era cam mult pentru fotbalul. Pentru că e greu pentru un junior care vine direct la echipa mare, adică să-l bagi un minut și să-l scoți. Cât ar fi el mental, suferă, adică
Crezut că antrenamentul știe că o să fie prima schimbare. Dar acum s-a revenit la vechea regulă și e chiar benefică. Ținând cont că, uite, la echipa națională, la Under, ne-am calificat la campionatele europene datorită acestor reguli, pentru că dacă jucătorii nu le dădeai competiție, și o competiție foarte grea, adică Liga 1, nu știu la echipa națională dacă mai avea rezultatele pe care le-a avut. E greu, nivelul internațional e greu. Întâlnești cu jucători care sunt la Chelsea, la Real Madrid. Zi-mi, uite, tu ești acolo și lucrezi cu mulți jucători tineri. La rândul tău ai fost și tu un jucător tânăr. Cum e trecerea asta de la junior către fotbalul de senior? Se simte nivelul atât de puternic? Da, se simte. În cauza antrenamentelor, intensitatea antrenamentelor. Una ai un intensitate la junior, una e la senior. Colegii, la senior deja ai jucători cu experiență, jucători care au jucat în cupele europene, care au jucat în echipa națională. Dar trebuie să te adaptezi, fiind ai o calitate foarte bună și nu numai antrenamente, contează și viața de zi cu zi ce faci. Adică să ai o dignă, să ai o alimentație bună, altfel nu faci șansă. La junior ok, ești cel mai bun, dar e același an de vârstă. Automat când treci la seniori, da, sunt e diferență puțin. Mai mari, poate. Dar mai poți să faci, sunt atâtea exemple care au intrat, deși Tavi Popescu a intrat și Jucător care nu prea a jucat la alte... Exact. Și când a intrat la senior, când a venit la Steaua, deci a făcut diferența. Sunt jucători care au jucat poate 6 luni foarte bine și după aia, crezând că gata, joacă la senior, îi se cuvine totul, n-a mai făcut față. Uite, vreau să întreb de Tavi Popescu și să facem cumva legătura, pentru că asta e, vrem o să întreb și puțin despre FCSB din perioada ta și apoi o să ne concentrăm și pe ce se întâmplă acum. Dar apropo de Tavi Popescu, ai amintit-o acum de el, vreau să te întreb, să-mi spui părerea ta, e normală cumva, nu știu, pare că el e într-o scădere acum, adică nu știu, în momentul în care a apărut, ne lua ochii, dribla, dădea golurile alea frumoase, juca și o altă poziție, ce-i drept, ce cred că e foarte important, acum însă de ceva timp, să spunem așa, din play-off-ul sezonului trecut și în aceste meciuri, întârzie să mai iasă atât de tare în evidență. E cumva normal sau crezi că s-a întâmplat ceva care l-a deraiat un pic? Pentru nu știu dacă deraiat. L-am antrenat. Deci Tavi Popescu e calitate, e un fenomen, credeți-mă. Și la antrenament alerg că totul ce face e nativ. El. Dar ce înseamnă că e calitate și că îl vezi la antrenament? Că toată lumea spune asta, știi cum e, dacă nu ești acolo la antrenament, bine, să-l vezi și exact, doar la meciuri. Îl vezi și la meciuri, deși la meciuri face diferență. El e jucător care poate să dribleze 3 adversari. Mai rar jucători ăștia, adică... Dar sunt perioade și perioade, dar mie în continuare, mi-e place Tavi Popescu și în continuare e un jucător de mare perspectivă. Asta clar, nu e nimic pierdut pentru el, doar că eram curios dacă sunt cumva normale la vârsta lui perioadele astea de scădere. El oricum face diferența degeaba, el în joc oricum face o fază. Ei, nu ne-am obișnuit cu el ca să facă de ca fiecare dată. Ca să facă diferența dată, mereu, exact, da, știi, da. Te obișnuiești la un anumit nivel, de fapt exact. El ne-a obișnuit așa, că da, a luat și el mai ușor. Nu, dar eu zic că e ok. Sper să-i califice, știi. Uite, mai am o întrebare, apropo, vedem și câteva imagini cu el și s-a mai tot spus și despre lucrul ăsta în fotbalul nostru. Cum că juniorii din fotbalul din România suferă la zona asta fizică, îl vedem și pe el, e un timp destul de slăbuț, așa, ok, foarte tehnic, dar mă gândesc că ar avea de suferit dacă l-ai pune bine, acum să începem de aici. Facem o comparație. Mi-aduc aminte ce a zis domnul Cruyff. Dacă îl analiza pe el, înseamnă că nu mai juca la niciun nivel. Nu, dar e ok. Și credeți-mă, a crescut mult și din punct de vedere fizic și din punct de vedere al forței. Deci e în parametri. Tu ca antrenor, ca specialist, îl vezi în parametri. Nu, okay. Nu-l vezi cumva. Poate dacă pune o forță, pune masă musculară foarte mare, poate nu mai are aceleași calități. Nu mai are viteza, nu mai are reacția. Deci sunt multe lucruri. Adică vă gândiți că cei de la Steaua îl analizează și să-l aducă în parametrii pentru performanță. Și de ce te întrebam asta? Pentru că am văzut la Naționala de Junior, de exemplu, am văzut și pe ai noștri, au fost multe meciuri acum transmise, Under 16, Under 17 și așa mai departe, și am văzut când s-au întâlnit cu niște băieți din Franța, de prin Anglia, o diferență mare din punct de vedere fizic. Și atunci de asta te întrebam, da, nu, da, de chiar, unde... Chiar a avut evoluție, și când a fost Naționala și cu Mirel, și cu Adi, și cu Mutu, deci ne-am comportat foarte bine la campionatele europene. Da, și acum la Nea de la Băsăi, da. Dar sunt normale, vă dați seama.
ei de mici mă gândesc, dacă ne crescu la o echipă precum e Chelsea, sunt alt nivel, da. Am înțeles. Zim puțin, am spus că te întrebi, zim cum a fost acum, văzând așa în spate, a trecut un sezon, să spunem așa, un an de la aventura ta la FCSB. A fost mai scurtă, evident, decât ai fi așteptat. Na, un antrenor nu se gândește că mandatul lui va fi atât de scurt atunci când vine undeva. Dar cum te uiți așa în spate? Crezi și acum că ai făcut alegerea potrivită sau într-adevăr există explicația în ce FCSB nu se refuză indiferent de moment? Nu, e ideea că am mai zis și repet, orice antrenor își dorește să antreneze o echipă mare, chiar dacă e la început de carieră. Din punct de vedere, mi s-au asigurat toate condițiile, cei mai buni jucători. Mă bucur și pentru suport, mai ales și la Peluza Nord, care tot timpul a fost alături de noi. Orice antrenor și-a dorit să antreneze Steaua, Rapidul, pentru că sunt jucători de valoare și ai multe de învățat. Eu am avut foarte multe de învățat cu oamenii cu care am lucrat. De la Meme, Thomas, Pintilipo, Pică, Ovidiu, toți oamenii de acolo chiar au fost alături de mine. Așadar, tu vezi o experiență pozitivă, chiar dacă foarte ea... Foarte pozitivă, da, foarte... Pentru că sunt vezi multe lucruri noi, adică te lovești de niște lucruri la echipă mare care nu te întâlnești la alte echipe. Plus presiunea, plus anumiți factori care te întâlnești cu ei la echipă mai nu așa de valoare, astea nu prea le întâlnești. Dar acum, la rece și foarte rece, că a trecut mult timp și te-ai detașat, de ce crezi tu că n-au funcționat lucrurile? Adică a fost mai mult, nu știu, vina ta, să spunem, pentru vina ta, între ghilimele, pentru că nu aveai experiență, asta este, nu aveai experiență, nu aveai de unde să acumulezi experiența. La orice echipă, indiferent de nivel, când n-ai nici anumite rezultate, cine devine? Da, de antrenor. Dar asta știi. Asta e clar, uite și la acum, că ziceai de Pelici, nu? Și de Linkar. Cine devine? La FCSB, vrem, nu vrem, pentru că Gigi Becali apare și vorbește mult, e și... Da, s-a făcut impresia asta cu Gigi, dar nu e chiar așa cum zice toată lumea, dar la orice echipă, la orice nivel, că nu merge echipa, primul e antrenorul. Uite, vreau să întreb și pe tine, apropo de implicarea asta, ieri l-am avut la emisiune aici pe Petre Grigora și vorbeam, printre altele, de implicarea patronilor de la noi, chiar și a primarilor în anumite cazuri. Și îl întrebam dacă un antrenor, și asta te întreb și pe tine acum, dacă un antrenor, ok, chiar dacă patronul sau, nu știu, cineva, președintele, o altă persoană din club se bagă peste el, să spunem, da, o persoană din conducere se bagă cumva peste el, dacă antrenorul totuși, pentru că merge la antrenamente zi de zi, poate cumva să ofere un stil echipei. Sau dacă faptul că e știută implicarea asta și ne-a Petre, adică în ce fel se bagă? Trebuie să zic cu lucrurile concrete. În ce fel se bagă? Fac echipa nu, sau antrenamentele? Doar de, sau... Da, noi vorbeam, întrebarea a fost atunci, dacă un patron îți face schimbările, să spunem, în timpul meciului, echipa ta are scuza de a nu arăta bine pentru că ți-a făcut patronul schimbările sau da, nu, tu poți să faci și... cu schimbările, cu toate astea. Sunt anumite lucruri, adică tu când pregătești meci, ai anumite idei, anumite lucruri se fac, ai un plan de nu știu ce, adică știi despre ce e vorba, nu gândiți-vă gata. Dar și multă lume vorbește, dar nimeni nu vorbește concret. Și Nea Petre, adică se bagă, cum se bagă? S-a băgat ceva peste Nea Petre? Asta nu știu. Păi asta trebuie să-l întrebați, nu că nu știu. Nu, da, concret, ideea zic ideea concret. Ideea era dacă un antrenor poate să-și impună stilul și echipa să joace cum păi vrea. Păi dar eu n-am văzut, adică pe unul să vină să-i zică că joacă ăla. De mine nu mi s-a întâmplat, zic că bă, joacă ăla, joacă fără antrenamentele. Mie nu mi s-a întâmplat. Nu știu, dar poate intra în Nea Petre, dar nu cred că am lucrat cu dânsul afară și știu ce. Și un antrenor foarte bun, cred eu, Nea Petre, un antrenor foarte bun și am avut rezultate. A fost campionat provinciei noi cu Farul, cu Nea Petre, am jucat finala de cupă. Un antrenor și el și vorbeam acolo cumva... E bine acum, e la Cernavod, dar acolo are pic, condiții da. Bune, am văzut, vrea să promoveze, e bine Nea Petre. Ieșit un pic din zona asta de... Da, el a pierdut barajul cu Dacia Unirea Brăila atunci, când era la Galați acum un an de zile, nu? Doi ani de zile. Dar din punct de vedere, n-a trebuit bun Nea Petre și... Adică eu ca jucător m-am simțit foarte bine, adică am avut și de la dânsul multe de învățat. Îți dădea prospețimea la joc, nu știu ce făcea, nu? Dar
Avea ceva, avea el ceva, știa să facă jucătorul, adică să joci și pentru el, știi, contează foarte mult lucrul ăsta. Ai mai întâlnit în carieră, ai mai avut antrenori de tipul ăsta care să te facă mai mult să joci și pentru el, adică ok, băi, bine, tu, Tudoran, joci și bine, știi, ok, la, și cum zice toată lumea de Mister, Dan Petrescu, la fel, noi eram, ne știam de dânsul și ne aducea la momentul ăla, jocule, mamă, deci eram... Cel mai nasul la Mister era când câștigam cu 5-0 sau 4-0, atunci. Atunci era supărat? Atunci nu era supărat, dar ne trezea puțin că și noi după ce băteam cu 4-0. Dar spunea și a declarat Dan Petrescu recent, a recunoscut chiar el, adică n-a fost o poveste de pe lângă Dan Petrescu, chiar el a spus că în momentul în care e prea liniște la echipă, el inventează un scandal. Da. Adică am pățit chiar... și ne-am pățit, da. Da? Da. Și asta, nu, dar nu știu, cum poți să faci asta? Voi nu simțiți că el... Ba da, după un rezultat, bine, mentalitatea, după un rezultat mai, așa, euforic să zic. Și la antrenament, mai dădeai un călcâi, mama. Mai luam meciuri amicale cu săptămâni, miercuri, cu echipe mai, de nivel inferior. Și ne-ai astăzi să nu luăm gol. Am jucat 1-0, 11 minute 88, al 8-lea în poartă. Mi se pare cu, nu știu, am jucat. Unul la 13 de când ne dăm și direct în vincul. Ședință după aia. O ședință foarte frumoasă. Da. E, asta fac parte din strategia lui și uite că a avut rezultate. Că zicat, dai seama, 5 campionate. La nivelul nostru, antrenor, n-are rost să mai zic eu de dus. Asta deși el e contrat acum din punct de vedere al modului în care joacă CFR Cluj, pentru că nu e atât de spectaculos. Ok, câștigă trofee, dar lumea se ia întotdeauna de stilul lui de joc. Degeaba, atâta lume cât factorii de decizie, ce de la CFR sunt mulțumiți de munca dânsului, restul cred că nu mai contează. Dar, v-am zis, acum e foarte, foarte important să se califice. Dar apropo de antrenori și de carier, să facem așa o scurtă trecere în revistă, în zona asta de amintiri, nu știu, zi-mi, mai vorbeam tot aici la emisiuni, la GSP Live, și apropo de șmecheriile antrenorilor, zi-mi dacă era cineva expert în a vă motiva cumva, dar teatral în zona asta de pauza meciului, pentru că vorbeam și explicam... Bine, eu să vă zic, eu un antrenor pe care l-am avut și... care am învățat chiar multe și chiar mi-a plăcut, dar nu știu de ce n-am arătat-o pe partea asta, este Mister, este Pandur, analist, deci credeți-mă, multe lucruri pe care mi le-a zis dânsul la Constanța, automat le-am la Petrescu, la Mister, care atunci eram la Constanța, el venise cu niște lucruri foarte noi, el venise prima oară, vă dați seama, cu GPS-urile, să aduci pulsul la 180, dacă nu, antrenamente în funcție de GPS-uri, de cu tot. Cu Pandurul ai trăit. Da, la pauză, cred că. Era dur ridica... Nu, e un antrenor care spunea exact lucrurile cum stau. Tu la pauză mai zici, bă, uite așa, dar el zicea, uite, n-ai făcut asta, știi. Dar m-am zis, nu știu de ce n-am mai continuat. Poate că i-a plăcut mai mult în zona asta. Analist, e posibil, sau poate fi întâlnit, nu știu, anumit. A încercat acum recent, nu știu, acum un an sau doi. A fost la Crăva, nu, dar a fost în stafful lui Reghi. Nu, eu mă refer principal, nu. Principal, da, a abandonat cumva. Da, și lucruri care... Dar tu spui că e o pierdere pentru antrenor. Da, dar din punctul meu de vedere, da. Din punctul meu de vedere, da. Și e unul dintre cei mai buni analiști care, adică... Printre analiștii care spune direct anumite... Nu, că lucrurile adică de joc, de asta, adică nu... Stai că trebuie să jucăm așa, nu, exact cum crezi, și de sisteme, și cum trebuie să combat sistemul, adică lucruri lucruri de fotbal, adică nu povești. Bine, și Mister Ilie Dumitrescu, sunt mulți analiști care... Plecasem cu discuția asta de la meciul dintre FCSB și Chindia, când mi-am adus aminte, atunci când Dica a recunoscut că a făcut ravagii la pauză și... Asta era întrebarea pe care le-am pus-o atunci, pe care am pus-o invitațiilor, dacă aceste ravagii de la pauză sunt, nu știu, spontane sau sunt cumva gândite ca să trezească jucătorii. Mă gândesc și pe la Ferguson, când mai dădea cu piciorul în ghete. Da, gândește-te, nu are cum să fie gândit, adică tu Steaua 11 contra 10 și îți dă Chindia două goluri. Îți vine ce să faci la faci. Bravo, bă, băiți. Hai că e bine. Poate sunt antrenori care, uite, tu cu ce tip de antrenor ești? Ești un antrenor... Nu, sunt momente și momente. La pauză nu știi cum reacționezi. Sau în timpul meciului. Faci un plan, dar la pauză nu știi cum reacționezi. Adică 11 contra 10, 2-0 la pauză pentru Chindia și cum să reacționezi? Dar seama că trebuie să-i trezești puțin. Adică să le zici, să le aduci aminte anumite lucruri. Unde sunt, ce obiective au. La FCSB când ești, trebuie să câștigi campionatul.
să joci în cupele europene. Asta e obiectivul. Nu te duci să, ce, să ajungă în play-off 1-6. La final, cum e mai bine pentru un jucător, să, mai ales după înfrângeri, să vorbească din prima, să fie băgat în ședință sau să mai treacă o zi? Că bănuiesc că sunt antrenori care vorbesc imediat. Sau e dacă posibil. La cal depinde și reacția jucătorilor. Sunt jucători și jucători. Poate sunt jucători care, nu știu, au un temperament așa mai vulcanic. Și dacă îi zici imediat după meci, poate îi zice că a jucat bine, atunci stai, te duci, te uiți la meci, analizezi și după aia ai discuții. Adică sunt lucruri. Depinde și de jucători. Bun, hai să ne îndreptăm și spre zona asta de meciuri din cupele europene. Avem trei partide importante, trei echipe implicate. Niciuna n-a câștigat în prima manșă. Două remize pentru CFR Cluj și pentru Craiova. Înfrângere pentru FCSB. Să începem cu FCSB pentru că acum în ediția de astăzi a Gazetei Sporturilor e pe prima pagină episodul de acum 10 ani când FCSB pierdea la București cu Spartak Târnava 0-1, dar se califica după o victorie în retur. Amintiți-vă, titrează Gazeta Sporturilor. Crezi că poate FCSB să câștige acum returul ăsta din Norvegia cu Viking? Poate, mai ales ținând cont că primul meci, cei de la Vic au făcut un antifotbal total, nu autobuz, cred că a băgat 20 autobuze, deci au refuzat jocul. Neașteptat pentru o echipă cupele europene, adică te aștepți altceva de aici. N-au jucat absolut nimic. De aici nimic. Deci nu poți. Dar asta e și o problemă și pentru FCSB, mă gândesc că o echipă care n-a jucat nimic îți dă totuși două goluri din niște greșeli. A fost două momente, mai ales e periculos la fază. Fiște două momente ale jocului. Păi au și ratat cei de la Steaua, dar o să fie greu, mai ales și suspendarea lui Olaru, care e o pierdere mare din punctul meu de vedere, un jucător important al echipei. Din cine crezi tu, apropo de Olaru, noi am vorbit și înainte să intrăm. Cine crezi tu că e potrivit să înlocuiască pe Olaru? Ca un fel, profilul cu anumit Olaru este rață profilului. Pentru că și wide și e puțin mai defensiv. Rață pare bine la finalizare jucători de atac. Așa l-a prezentat și mie Stoica pe rață atunci când l-a transferat. Spunea că au căutat un jucător din campionatul intern care să se asemene cumva pe profilul lui Olaru. Așa e, așa. El e profilul lui Olaru, dar na, Olaru o experiență mai bună, jucător mai de echipă. Bine și la echipa națională la Moldova, rață. Dar care ar putea să-l înlocuiască pe Olaru e rață. Deci tu îl vezi mai degrabă pe rață, îl și știi aproape de acolo de plus și la voluntare, a avut sezonul trecut, a avut golgetul echipei, a apărut la finalizare și acum a avut ocazie. Da. A avut ocazie, la centrala lui Crețu, ca să te și provă cu Crețu. Zic cum mai ați îngropat cumva acel n-a fost niciun război. Vali e un copil care el tot timpul la declarații, poate nici eu la momentul respectiv nu trebuie să zic anumite lucruri, dar e, credeți-mă, un jucător care se antrenează foarte bine și dă totul la antrenamente. Chiar dă absolut tot. Uitați-vă, el absolut orice ar face și pare de încălzire și aia, el la fel. Lui niciodată nu i s-a reproșat faptul că nu e implicat. Niciodată. Dar, na, el e Vali, cum a zis și meme de el. Da, alte lucruri s-au reproșat. Nu, cred că la momentul respectiv nici eu nu trebuia să zic anumite lucruri. Bun, deci cumva și tu de o anumită normal. Mai mult ca sigur nici Crețu din punct de vedere al jucătorului poate nu putea să... Da, noi am văzut anumite lucruri, indiferent de asta trebuie să înțeleagă, indiferent cine vine antrenor, are o metodologie antrenor respectiv. Bună, rea, asta e antrenor, adică trebuie să asculte indicațiile pe care ți le dă antrenor, adică poate ce-i marcaj acolo, lucruri care... Dar, din punctul meu de vedere, mai Vali e un băiat senzațional. Te-am întrebat despre el și pentru că ați avut voi acele discuții de la distanță, dar și pentru că acum el traversează din nou o perioadă complicată, e pe o listă neagră sau gri, nu știu încă exact culoarea. Nu, am înțeles că acum e accidentat. Da, e accidentat, dar se spune că ar fi cumva, nu știu, oamenii de acolo și Dică și Meme Stoica, poate chiar și Gigi Becali ar fi mai degrabă convins să-l cedeze cumva pe Crețu. Știu că au fost și câteva derapaje cumva pe la antrenament și atunci poate că de asta s-au mai... Nu știu, de punct de vedere că am fost acum, n-am avut probleme cu el din punctul ăsta disciplinar sau derapaje. Dar e politica clubului, văd că joacă Pante acolo. Nu, e un jucător, dacă Stăneziu să intre în Conference League, un jucător pe care ei o să se bazeze, pentru că o să fie multe meciuri.
Mai ales în condițiile în care exact. Și dacă se califică, dacă nu se califică, atunci nu știu ce politică o să aibă. Bun, apropo de asta, în cazul în care nu se va califica FCSB, acum știi cum e, când încă e în calificare, Gigi Becali e pe varianta investiții, am văzut, aduce jucători. Ce crezi că se va întâmpla dacă nu se va califica FCSB? Nu, și e normal dacă te califici să mai aduci jucători, pentru că sunt multe meciuri, au nevoie, vor să se califice, vor să câștige campionatul. Dacă nu se califică, rămân două competiții, Cupa României și campionatul intern. Unde... Credeți că mai cedează dintre jucători acum Rapid sau cumva va încerca să rămână cu o echipă bună și pentru campionat să-l mai și câștige? Pentru că a spus Gigi Becali că l-au impresionat suporterii și că pentru suporteri parcă ar vrea să câștige și campionatul. Da, e de aprecia unei suporteri ce atmosferă au făcut la alte meciuri. Sunt alături de echipă, indiferent că au câștigat, indiferent că au pierdut, ei sunt alături și trebuie să apreciem lucrul ăsta, pentru că au fost 40.000 de oameni. De mult n-am mai văzut Național Arena cu atâți oameni și e un lucru bun pentru Nea Gigi că și-a dat seama și de suporteri care au venit alături. Și... Dar totul depinde dacă, din punctul meu de vedere, dacă se vor califica. Îmi doresc să se califice. Bun. Să vedem iar stadionul. Oricum o să vină lumea la stadion, dar dacă se califică e altă emulație. Adică e... Bun, ce ar trebui să facă? Am văzut declarația lui Gigi Becali, a spus că se lasă pe mâna specialiștilor, că nu știe cum e treaba cu tactica după ce a văzut 5-4-1 al norvegilor, nu știe cum să-i desfacă. Ce ai face tu așa ca antrenor, fără să fie neapărat văzut ca un sfat pentru... Nu, fiecare, vă dați seama ce... Dar nu știu cum se desface. Nu, dar adică analizat, eu nu am analizat pe ce am văzut la meci. Adică analizează unde au punctele forte, unde poate să câștige meciul, el le analizează. Adică eu m-am uitat la medic la anumite lucruri, nu pot să dau eu sfaturi la... Sunt oameni de acolo care... Dar o să fie un meci greu. Acum depinde ce de la Vic. Dacă se apără sau dacă ești la joc. Dacă se apără, atunci trebuie să găsească o modalitate de a înscrie. Pentru că Steaua trebuie să înscrie. Ca să califice trebuie să înscrie și să câștige și meciul. Să câștige meciul, da. Măcar la un gol diferență ca să... Exact. Dar primul trebuie să înscrie. După aceea trebuie să câștigi meciul. Dacă plecau de la egalitate, normal. Era 0-0, tu duceai mai departe. Erau prelungiri. Cum e fotbalul ăsta pe sintetic? Meciul se va juca pe teren sintetic? FCSB nu e obișnuită? Nu, din punctul meu de vedere și ca fost fotbal și ca antrenor, nu-mi place. Nu-mi sinteticul pentru că n-ai cum. Altă oprire, alt dribbling are. E foarte Dar care e, nu știu, diferența principală? Ok, suprafața o înțelegem și noi, nespecialiștii, dar atunci mingea, când te apuci să joci... Mingea, viteza mingii, schimbări de direcție... E mai rapidă, da, viteza mingii mai exact. Rapidă pe sintetic? Da, și pun schimbări de direcție, de suprafață, de iarbă. Acum bași piciorul și pleci. Aici, că, Doamne ferește, să pui piciorul și să faci întorsă. Știi? Opririle, dacă lași printuri, schimbări... E foarte greu să joci pe sintetic. Mai ales atunci când trebuie să mai și recuperezi o diferență. Da, da. Și ne jucând, ei au un avantaj că toate meciurile joacă pe sintetic. Am înțeles că au făcut săptămâna asta antrenament pe sintetic aici meme la Buftea, mi se pare. Iar la mult. Dar sunt și fotbaliști de sintetic, dar ia 6-6. Da, sunt unii foarte mulți pe sintetic, dar la mini fotbal, dar sunt obișnuiți cu cramponele cu suprafața, da. Cu normal. Zi-mi, tu i-ai antrenat acolo pe cei de la FCSB. Zi-ne de un jucător pe care, nu știu, noi nu-l vedem așa, nu ne sare în ochi, dar care se pregătește și arată super bine la... Nu, v-a zis, din punctul de vedere Musi. Musi e un jucător de mare perspectivă. Și la parametrii fizici ăla, dacă vedeți ce... Dădea la pustă trebuie să foarte, foarte, și calitate foarte bună. Deci Musi o să fie un... L-am mai văzut și pe el, puțin ce-i drept. Da, da. Nu, are cumva dezavantajul că joacă tot acolo în stânga, nu unde sunt mulți. El poate să joace și în Inter, și în mijlocaș lateral, și Inter poate să joace, dar o să vedeți. Deci tu îl vezi ca... Da, eu văd un jucător de perspectivă, da. La nivel de Tavi Popescu o să fie mai ușor de comparație. Alte profiluri. Ok, alte profiluri, dar mă rog, de impact mă refer. Alte profiluri, dar cam așa. Dar sunt alte calități au. E interesant, poate că ușor, ușor o să-l vedem. Da, 100%, eu cred că 100%. Dacă nu campionatul ăsta, cred că campionatul viitor o să joace titular. Sau? El a și fost păstrat în lot. Da, el tot timpul a și băgat și tot timpul. A și minute, intrat, da, cred că a intrat, da, și da. Cu... Mioveni, cred că a intrat la Mioveni. Final de meci a făcut câteva faze, s-a văzut cumva această calitate de care... Nu, are, dar automat, începând să joace meci de meci, automat prinde și experiență, prinde și încredere, dar încă o dată vă zic,
trebuie apreciat și cei de la jucătorii de FALFB, la cum se antrenează, deci, na, 100% din toate punctele. Bun, uite, era aici o întrebare, ca să nu scap din vedere, am vorbit despre FCSB, te întreba cineva, să zicem dacă mai găsesc, uite, Mircea Raicu, ar fi de acord Tudoran să dea curs oferte de a prelua Dinamo? Ok, bănuiesc că oferta încă n-a venit, dar așa, ca idee, te-ai duce la o echipă, cum e Dinamo acum, un brand foarte important, dar care are problemele astea? Ar fi iarăși tentația mare, cum a fost în zona de FCSB? La fel și Dinamo, e un club mare, niște suporte senzaționale, punct de vedere, că nu știu. Dar avem nevoie de Dinamo în Liga 1 și în Cupa Europeană. Momentan se chinuie și da, e nevoie de Dinamo pentru că uitați-vă ce suporterii cu staluturi de echipă prin programul lor de DB-ul, știi, și da, oricum Dinamo e brand. Bun. Încă nu mi-ai zis dacă ai vrea să te duci la ei, dar probabil că atunci când va veni oferta o să ne spui interesant. Nu, v-am zis, fotbalul românesc are nevoie de Dinamo. Bun, vreau să revenim totuși în zona asta de conference, pentru că vreau să trecem printre toate cele trei echipe. Craiova lui Mirel Rădoi, revenit, instalat proaspăt Mirel Rădoi la Craiova, a obținut acea calificare neașteptată și spectaculoasă în același timp cu Zoria. După ce au pierdut craiovenii în tur, au câștigat acasă cu 3-0 la primul meci al Rădoi. Emulație și acolo și în tribune, și o dată cu venirea noului antrenor. Cum vezi returul ăsta? Pleacă de la 1-1, scor înregistrat la Severin. Îi vezi, nu știu, în cărți acolo pentru o calificare sau va fi greu totuși în Israel cu Hapoel? Prima oară toată lumea nu se aștepta Luția cu Zori, adică să se califice. Dar meritul lui Mirel este că a schimbat sistemul. A jucat cu 3 pe fund. Și a și prins instant. Și normal, are jucători, dai seama că a făcut o analiză de ce jucători are și în funcție de jucători tu faci și sistemul. A avut și pe Hanca și pe bancul de jucători care vin din mijlocași, care tot timpul sunt ofensivi. Și de apreciat. Acum, păcat de incidentul de la pauză cu Pap, pentru că cred că era altul rezultatul, la cum a evoluat Craiova în prima repriză. La fel o să aibă un meci greu, dar Craiova are avantajul că și egalul se duc în prelungire, adică și Craiova poate să marcheze la... Avantajul, da, cu spiritul că nu e obligată să câștige neapărat. Da, dar Craiova, eu zic că Craiova o să dea gol. Apropo de incidentul ăsta cu Pap, nu știu, din punct de vedere al antrenorului, să te lase așa un jucător și cu experiență, bănuiesc că pe lângă faptul că îți dă planurile peste cap, dar nu te aștepți, adică la un jucător de experiență nu te aștepți la lucrul ăsta, că în timpul jocului, în momentul jocului, te duci o alunecare sau scoți mingea de pe nea porții cu mâna, adică, dar la pauză, dar acum nu știm nici exact cum au fost lucrurile, adică a împins, a dat sau a fost o îmbrăceală între doi jucători, nu știu, că nu s-a zis, da. Două gesturi stupide, dacă sunt să ne gândim așa, și la Pap, ok, din alte zone, Papu, gest violent, da. Olaru, dincolo la FCSB, da, și la Olaru, da, ținând cont că tot acolo de moment era ultimul minut, el e un jucător important, știi. Adică, ca antrenor, nu te aștepți la jucătorii cu experiență să facă anumite gesturi, mai ales că sunt meciuri foarte importante pentru club. E bine să-i amendezi sau cumva poate înțelege mai bine un jucător? Tu ai fost și fotbalist, dacă făceai o prostie, să spunem, nu știu, înțelegeai mai bine gravitatea dacă te ardea la buzunar sau dacă bine, la fotbalist, da, fotbalist e să nu-l arzi la buzunar. Aici e cel mai mult acolo, așa. Dar, dar eu zic că se califică și se uită și amendă, se anulează și absolut tot se anulează. Eu așa vreau și să se anuleze și lui Pap și lui Olo. Dar sunt două gesturi care nu trebuiau făcute de cei doi. La experiența pe care o au. Da, mai ales că sunt jucători, nu au fost... Deci jucători de echipă națională, adică... Meciuri importante. Adică nu era Pantea să zici sau Bayram să zici că fac gesturile astea. Bun, deci tu vezi și pe Craiova cumva în grafic. Nu, și Craiova și Steaua, adică la ce au arătat, adică ne dă speranțe de jocul, calificare. Jocul, la ce au arătat, mai ales și Steaua așa, 70 au pus. La ce au arătat avem speranțe. Bun, adică jocul, nu echipele adverse.
da, jocul da, da. Lor. Am înțeles, într-adevăr, au fost meciuri în care FCSB și Craiova și-au dominat adversarul, au fost mai periculoase, au avut ocaziile mai importante. Probabil că dacă la Craiova nu exista acea eliminare, lucrurile stau și mai era, bine. Poate, acum arăta prima repriză, era alt rezultat. Da, și alt stil de joc. Dincolo, da. CFR Cluj vine după 0-0 în prima manșă cu Maribor. Rezultatul lui Dan Petrescu, apropo de Petre Grigoraș, și spunea că s-a aștepta cumva la un 0-0 dacă ar fi fost să parieze. Rezultatul perfect pentru Dan Petrescu de deplasare. Cum vezi tu returul cu CFR Cluj? Da, o să fie meci greu. Maribor e o echipă bună, dar dacă luăm statistica, în Conference League, tot timpul CFR-ul acasă s-a calificat. Dar tot așa, o să aibă meci greu. Debeliuc, o pierdere mare a celor o de la o pierdere foarte mare. Părea că Debeliuc e preferatul lui Dan Petrescu. Exact. S-a adaptat cel mai bine dintre toate atacanții, s-a adaptat cel mai bine. Da, și golul, într-adevăr. Da, și era util echipei, exact. Da, o pierdere mare, Debeliuc, o pierdere mare pentru CFR. Dar, oricum, aștept un meci greu. E meci greu la Cluj. Dar știe Mister să-i motiveze și ne dorim să se califice și. Adică să avem trei echipe, n-am mai avut de mult trei echipe în grupele Conference League. Chiar de mult, nu mai știu de când, chiar de mult. Da, de mult n-am mai avut echipe în grupe. Nu, mai era numai Steaua Rapid atunci când au Eurofantași, mi se pare. Da, cred că au mai trecut. Parcă am mai avut totuși, cred că și prin perioada în care am mai jucat Vaslui, sper să nu greșesc, am mai avut o perioadă în care am adică avut... Da, adică să ai trei echipe, de contează mult pentru fotbalul nostru, pentru Liga întâi, pentru... foarte mult să ai echipe cu prelupene. Pentru coeficient, dar... Exact, toate adunate, da. Pentru cluburi, că financiar... Depinde financiar, asta e clar. Da, dar oricine depinde financiar, adică orice echipă, în orice... La orice ligă, tot să de financiară. Zi-mi cum îl vezi tu pe Dan Petrescu în ultima perioadă. L-ai avut antrenor, l-am văzut acum. Pare cumva că, nu știu, ținând cont de cum arată echipa și de faptul că au început să mai primească gol, nu mai e aceeași defensivă mai sigură, pare că s-au mai schimbat lucrurile și la el, deși, ok, el a rămas același tip cu același discurs și cam același fotbal, dar cumva... Pare că nu mai funcționează lucrurile, e și de la antrenorul Dan Petrescu sau mai mult de la faptul că s-a mai schimbat jucătorul? Deocamdată e campion, are șanse să se califice în Conference League, adică nu putem să vedem pe viitor ce se va întâmpla, dar deocamdată e la fel. E la fel, șanse la fel și de campionat și să intre în Conference League, adică care metodele lui, asta e altă... Așa era din totdeauna, adică și din perioada în care erai antrenat de el, tot la fel, pe același stil îl vezi sau s-a mai schimbat puțin, dar din ce observ de la distanță? Bine, acum am mai mare experiență. Asta clar, mai mare experiență, dar mă gândesc ca stil așa, ca abordare, nu știu, și vouă vă spunea. Nu e, toată lumea ce, dar și la stilul lui, nu e stilul de el. El foarte, foarte, foarte mult lucrează pressing-ul, adică să câștigi mingea în terenul advers, foarte mult lucrează. De asta nici adversarii nu prea au ocazie, că el câștigă mingea, vrea să câștige mingea acolo. Automat când vin prese sau faci presiune, automat n-ai un stăcios, dai minge lungă. El având un jucător foarte bun la cap, recuperează mingea cauza asta. Adică nu credeți că noi la antrenamente lucra ne punea pe treimea noastră și ne apărăm acolo 10-5, cum s-au apărat și de la Viking, niciodată. Nu ne-a cerut niciodată lucrul ăsta. Nu e. Păi Viking ce, dacă e Mister? Nu, el tot timpul vrea în treimea adversă să câștigă mingea. Automat, nu o câștigi mingea, normal că cobor, dar e o echipă bine pregătită. Da. Și FCSB-ul e pregătită. Așa vă spunea și vouă, nu știu, au fost destul de amuzante pentru noi din exterior declarațiile lui atunci când întâlnea echipe mai mici și spunea că sunt pline de sud-americani și că sunt foarte periculoase și că e greu. Așa făcea așa și cu voi? Da, da. Bine, adică mai jucam, aveam echipe mai așa și ziceam, mamă, ăsta vă driblează până mâine. Da, e tot așa. Adică da. Nu, e vorba că te... nu, ideea e înfermător. El declarațiile pe care le dă nu numai după adevăr, și pentru jucători, pentru că le zice anumite lucruri ca să conștientizeze, adică să fie atent. Adică și spui că așa vă spunea atunci, nu știu, când am analizat cu un adversar, o să vă dribleze ăsta. Mai zicea că un adversar, că din ăla, știi, și dai sau nu e concertat. Bine, tot timpul și la ședințe cu echipa ne punea, ne arăta chiar cei mai periculoși adversari, adică și la FCB și peste tot, aveai toate datele despre toți jucătorii, adică sunt lucruri normale și noi facem, adică atâtea acum monitorizare și despre fiecare jucător, și atâta timp discuții individuale, discuții pe compartiment, unde le zici, bă, vedeți că aici anumite lucruri, adică sunt normale la nivelul ăsta
tu ca antrenor să le prezint la jucători. Adică să aibă toate informația. Bine, ne mai zice și ce mănâncă ăla și ce... Le mai zicea, dar vezi că ăsta nu mai mâncă, nu mai paste cu piept de pui, tu, da, ne mai aducea puțin, dar sunt lucruri normale. Bun, și vezi, asta fac parte din... Da, sunt fiecare antrenor, asta, fiecare antrenor are stilul lui. Dar ce se întâmpla dacă mânca jucătorul la paste cu pui? Nu, era referire că mănâncă ceea ce trebuie, adică are o nutriție foarte bună. Știi? Okay, și cum a pregătit. Și el lunga și automat contează ce mănânci ca să fii puternic. Că până la urmă, în orice zonă, s-a terminat 2-1. Tu că câștigi duelul la 1-1, atât cât 10 jucători câștigi, automat câștigi și meciul, e clar. Dar mai avea câte o parte și mai. Am mai zis cum a fost episodul ăla, știu că l-ai mai spus, dar e bun de povestit cu gazda de la Sport, când a venit și a spus, uite că și Ronaldinho e... Mie și nu Tibi, da. Tibi Bolan tot așa. Am mai zis fazia. Da, ședințe, dar e amuzant. Nu, tot timpul avea ședințe, adică tot timpul aveam ceară pe pământ. Nu știu, jucasem cu, mi se pare, Cupa României cu Sportul. Lusem vă patru pase de gol, a dat Dănălache, parcă vă patru goluri la miciul ăla. Am scos penalti, nu așa. Și Tibi la fel, nu știu ce, la unul ce și... Mamă, dai seama cum era la antrenament de papă și... La următorul meci nu mă băgă, eram în rezervă, știi, normal, tu te aștepți să... Să joci. Și după aia, tot timpul îi făcea șințele pe teren, știi, și ne-a chemat, am venit cu gata de la Sport. Și bă, a dat de Ronaldinho, da, păi ăsta e rezervă la Milan, are 30 de milioane salariu, ce să-i mai zici? Da, mister. Nu, dar. Important e și grupul. Noi eram un grup foarte unit la ultim. Foarte, foarte unit. Galam de la capitan, foarte unit, credeți. Adică noi tot timpul înainte de să mergem la Jujicen, suntem la București, ne opream la o benzinărie acolo, a fumat la Petrom, la o cafea, și discutam, nu știu ce, dar știam. La o echipă, grupul. Asta a fost marele vostru amator. Da, marele meu sfatul, da. Da. Grupul ăsta plus situația financiară pe care am avut-o, adică n-am avut probleme cu banii sau să întârzie salariile sau condiții foarte bune. Baza de la Urziceni, trenul de antrenament, cantonamente, refacere. Ca să ai performanță, trebuie și în spate, poate și la Steaua. M-a zis asta, nu știu, Borucean, e de pele, de bucătarul, e, chiar că e pele. Deci nu e o exagerare. Nu e o exagerare. Nu. Și oamenii de lângă, toți oamenii și magazinerul și toată lumea și cu presa și toți. Adică lucruri de profesionist făcut acolo. Deci credeți-mă, lucruri de... Și plus baza de antrenament, plus vitaminizarea, dochii, tot. Deci, nu, e ceva, v-am zis, la nivel foarte, foarte înalt. Deci nu e întâmplător, adică să vezi jucătorii că... dau randamentul cel mai bun, pentru că nu le lipsește absolut nimic. Deci absolut nimic. Dar cât de mare e impactul, uite, de exemplu, de la când pleci de la un club mai mic, voluntari încă e un club mai mic, de ce? Nu, dar e voluntar, chiar e un club unde asigur toate condițiile, asta cu bani la zi, cu nutriție, cu alimentație, cu a istorie, da, ca istorie, dar ca condiții, credeți-mă, te întrebați pe Liviu, na, pe Ciobi. Deci are toate condițiile, sincer vă zic. Da. Și merită, bani și a celor care din Consiliul Local, a domnului director, domnul Bălănescu, care ne creează, și nouă, mai ales și nouă, ne creează toate condițiile. Și la echipa a doua, sincer vă zic. Bun, îi spuneai tu de aventura ta la FCSB și de faptul că ai păstrat și că ai învățat mult de la oamenii de lângă, ai dat exemplu și de la BM Stoica și de la Pintelii, nu știu, zi-mi... Care e influența acum, sau care era atunci, că acum nu mai știi exact lucrul ăsta, a lui Mihai Stoica, nu știu cât de el, pentru că Stoica e știut din perioada în care era într-adevăr un manager activ și la voi, la Urziceni, când era, și când din perioada de Galați, perioada lui de început, și la Steaua. Păi nu, și acum este foarte activ. Și acum pare iarăși... Deci, credeți-mă, Meme e unul din manageri, eu am rămas surprins, care știe jucători de Liga 3 junior și jucători de Liga 2. Vorbeam de jucători de jucători de la Liga 2 și zicea, bă, uite, ăsta a jucat acolo. Deci, incredibil cât fotbal, sincer vă zic. Deci, incredibil cât fotbal, știți câți jucători cunoaște și că toate alea. El e foarte activ, credeți-mă. Deci, că nu mai apare el cum era înainte să apară, să cu suporterii, cu astea. Și vârsta, cred că are o experiență acum, știi, dar în punctele astea de vedere... Deci credeți, de dimineață până seara la birou acolo. Deci vezi numărul 1 pe zona ta de a cunoaște jucători, din punct de vedere al managerului, mă refer, de cunoștințe. Incredibil, da. Bun. Și Tam acum e adus... Cumva nu știu cine l-a adus. Ok, nu știu înțeles, cine. Spunea Mihai Rotaru la Craiova că le-a fost propus și lor Tam, cumva până la urmă a ajuns la FCSB.
Dar se spunea că Memestu a fost transferul cumva pentru care a insistat Memestu. Nu știu. Printre nu, am citit din presă, dar nu știu, n-am vorbit cu Memestu să-l întreb dacă el a adus sau... Dar n-am dus să știu lucrurile astea. Dar mă gândesc că și la cei de la Crăva, că era Ghiuse, nu când antrenor. Mă gândesc că a zis ce are acolo pe postul și poate a zis că nu mai are nevoie, nu că a refuzat. Domnule, da, n-avem nevoie. Mihai Rătaru spunea că staful tehnic de la Crăva exact. Nu l-a dorit. A zis că da, n-aveam nevoie. Poate dacă era Mirel cum joacă cu 3, poate avea nevoie. Că nu mai știam acum, da, exact. Cu scandalul, poate că îl lua, știi? Adică nu știu care a fost politica lui Ghiuse la Crăva, adică din ce cauză nu l-a luat. Bun, Pintili se tot spune că e antrenorul pe care îl pregătește acolo în baza internă, în laboratoarele de la Berceni, îl pregătește pe CSB-ul. Cum îl vezi pe Pintili? No, e destul de absent, să spunem, în zona de relație cu presa, dar prezent acolo. Nu, e tot timpul, e prezent tot timpul. Și îl dorește foarte mult. Da? A fost un jucător important al celor de la Steaua, care e acum la cursuri, care a luat-o treptat, adică chiar și relația mea cu el e ok, adică tot timpul dorea, întreba, adică este preocupat ca să o ia pe meseria asta. Sunt alții care nu sunt preocupați pe meseria de antrenor, dar chiar e preocupat. Deci chiar e implicat la antrenamente. Să fie da, 100%. Nu, 100%. Și eu cred că o să vină un antrenor, o să devină un antrenor foarte, foarte bun al României sau al nostru, al campionatului Inter. Bun, că sărim așa dintr-o dată, dar da. Mă mai leg de ceea ce ai spus tu. Tu ai știut de la început, de când erai fotbalist sau de când se apropia finalul carierei, că vrei să fii și antrenor sau a venit pe parcurs? Bine, acum dacă pe oricine întrebi, care a fost jucător, a venit la antrenor, zice că nota toate antrenamentele, da, toată lumea, mamă, eu am nota antrenamente, da. Da, la un moment dat vezi ce-ți place, partea administrativă sau partea de antrenament. Mie mi-a plăcut mai mult să stau pe partea de teren aici. Normal că notez, dar nu toate lucrurile, îți dai seama. La anumiți antrenori cu care ai lucrat, ce te interesează, ce vrei, că nu poți să adaptezi ce face Oli, să adaptezi la Liga 3, nu poți, adică anumite lucruri, nu poți să adaptezi absolut tot. Că dacă faci un antrenament doar cu intensitate acolo, la meci rămân 10-5. Nu că înțeleg, dar rămân 10-5, adică trebuie să te adaptezi puțin. Nivelul jucătorilor, ce nivel ai, adică cu cine, modul de exprimare, cum le comuni la jucători care au câștigat campionate mondiale cu mele și jucători care vin de la junior. Adică sunt multe lucruri, nu e chiar așa ușor. Dar eu m-am văzut pe partea asta pe teren, nu mi-a plăcut partea administrativă. Cred foarte bine puteam să rămân pe partea administrativă, nu mi-a plăcut, da. Uite, multe exemple a fost și Răzvan Lucescu, primul an mi se pare că a fost director sportiv la Rapid. Da, a început la costum. La început la costum, nu i-a plăcut. Da. Pancu, cred că la fel, Pancu, nu știu. Daniel, cred că la fel a fost. Nu și știu el ce... a fost ceva prin președinte, jucător. Adică, exact, adică te simți mult mai bine lucrând... Uite, de exemplu, Daniel Nicolae, da, pare că se potrivește cândva asta de administrativ. Da, exact, da. Adică partea asta, mai mult le-a plăcut. Bun, probabil că știi cum e, sunt jucători care se mai satură cumva de iarba asta de care spui tu sau alții, uite cum e cazul tău, care vor să rămână acolo, să simtă mirosul, da. Să fie aproape de vestiar. Nu sintetic. Nu sintetic, da, dacă acolo nu sintetic. Acolo mai mergem noi la mini fotbal să mai să facem o miuță. Eu acum când am spus sintetic, cred că dacă s-au uitat fanicilor de la FCSB și se uită la noi, au trebuit să sări puțin, că e periculos ăsta cu sintetic, dar spuneau și Dică spunea că și dacă jucăm pe acoperiș trebuie să-i batem, că până la urmă valoarea ar trebui să-și pună cuvântul. Normal să-i motiveze, normal să, ca valoare nu se pune problema, Steaua e peste, ca valoare, e clar. Dar eu zic că o să se adapteze, pentru că jucător trebuie să se adapteze, e un meci important, cred că e cel mai important lor meci. De mult timp n-am avut un meci, bine, a mai fost cel cu voluntar anul trecut, când o greșeală de arbitraj n-au reușit să joace cu CFR-ul. Dacă era VAR-ul anul trecut, de vedere, eu zic că ăsta era campioană, da. Crezi că la Buzău acolo îi băteau? Nu se știe, era o mișcare pe care, dar na, o greșeală de arbitraj, uite. Bun, cum vezi acum începutul ăsta de sezon? Sunt convins că urmărești, chiar dacă tu activezi. Nu, urmărim, normal că trebuie să, dacă ești în 2019, normal că trebuie să urmărești Liga 1. Indiferent unde e antrenor, ar fi culmea să nu, și la Liga 2, tu ești normal, dacă ești pasionat, tu ești la toate nivelurile, toate eșaloanele. Cum ți se pare că arată Liga 1? Pare că avem mai mulți suporteri în tribune, dar așa la nivel de fotbal, cum ți se pare? Cum nu, este ok, este în creștere, mai ales la aici. E foarte important că a venit lumea la stadion. Stadioane pline, tu ca jucător joci cu stadion plin. Plus jucători de calitate, avem și Alibec, avem și Băluță aici. Adică mi se pare puțin ridicat nivelul.
Odată cu calificările celor trei echipe o să fie altul parcursul lui CFR, lui Steaua și lui Craiova. Dar nivelul s-a... Antrenori foarte buni, antrenori care au fost la echipa națională, cum a fost Miren la echipa națională, la prima echipă, Adi la... Mutușel. Da, mulți. Mister, da, Petrescu, adică antrenori foarte buni și eu zic că a crescut puțin nivelul. Și vin jucători și din spate. Dar uite, apropo de... Și doresc Ana, voluntarul, să aibă același parcurs ca cel de anul trecut, adică să prindă play-off-ul și să joace finala cupei. Să o câștige. Începutul e... Bine, dar și anul trecut n-au, bine, și primele două meciuri, trebuie să, voluntarul n-a jucat acasă, dar s-a schimbat suprafața, acum e senzațional, nu, chiar arată foarte bine, da. Am jucat primele două meciuri, l-am jucat la Mioveni, contează și lucrul ăsta, adică l-am jucat în deplasare. Și plus, ai trimis acasă după aia, Sepsi, o echipă foarte bună de cupele europene, acum, ieri la Farul, execuția lui Alibec, un eurogol și după aia a fost un moment al jocului unde n-a... Una foarte aproape și acum a interpretat să fie, da, mi s-a părut distanța foarte mică, da. Ați mai pierdut și din jucători. Că, uite, da. Tama și în apărare. Tama și cu Rață, da, dar a venit Florea, un jucător util, un jucător care... Dar Matricardi, care a dat și golul. Nu, a crescut, eu zic, din punct de vedere a crescut și nivelul la per total. Dar ce îmbucurător lumea la stadion. Să vezi stadionele prin asta contează foarte. Bun, o să vedem acum dacă s-a schimbat gazonul și la voi, da, câtă lume și... aduceți. Nu, aducem. Bine, dar e o suprafață. Aveți și galeria aceea. Puneagică, da, Puneagică, da. Sunt șefii de galerie care bat puternic la tobe. Da, sunt oameni care alături de noi au fost din, lasă-mă, sunt de 12 ani la echipă. Au fost de acum, de când e echipa, alături de echipă. La toate meciurile au fost, și la Liga 3-a, și la Liga 2-a. Și... Ei nu sunt suporteri de rezultat. Nu, asta ei vin, da, ei vin tot timpul și sunt de apreciat, adică oamenii care vin și susțin echipa, sunt de apreciat. Voi aveți cumva și suporteri mai high class, așa, aveți și zona mai... Ei, la tribuna, în partea asta, la deasupra, la bânci, acolo. Acolo sunt oamenii, da, acolo, la lojă, da. Din zona de Pipera, care vin... Da, dar e foarte bine că vin, de ce? Că e un stadion frumos, de ce să nu vină? Echipa chiar e ok. Bun, vreau să te întreb, apropo de experiența de la FCSB, după ce ai plecat tu, nu știu, te gândeai că ar putea să mai apară și alte oferte sau nu știu, au mai apărut? Au apărut, dar l-am refuzat. Oferte de Liga 1 și de Liga 2. Și de Liga 2, da. Păi și de ce l-ai refuzat, așa de curiozitate? Primul lucru, am stat puțin și m-am legat de proiectul ăsta de la Voluntar 2, care am promis anumite lucruri și... Nu puteam să plec. După aia, condițiile pe care mi le-au oferit cei de acolo, n-am vrut. Pentru că mi-e chiar bine aici și chiar facem o treabă bună, absolut, toată lumea. Îmi pare că încă aștepți cumva să fii mai pregătit pentru a reveni din nou. Asta cu siguranță, da. Orice antrenor, vă dați seama că atâta timp cât ești mult mai pregătit, atâta timp cât te lucrezi, dar contează și foarte mult unde te duci, nu de dracu de a te duce, adică să vezi anumite părți, adică dacă duci undeva unde nu-ți plătești de vreo 3 luni, erau echipe din zona asta, exact, cu probleme. Faci un antrenament nu știu pe unde și n-ai terenul propriu, adică sunt foarte multe lucruri, adică te duci de-a dragul să ce, să te duci să stai o lună și să... Nu și are rost, ca antrenor mă refer acum, adică punctul de vedere când alegi acum, pentru că și eu am... Na. Poate dacă eram la început, da, domnule, gata, mă duc direct. Că... Dar acum stai puțin, te gândești, vezi ce ți oferă, pentru că e important. Din păcate, e destul de greu din fotbalul românesc. Acum mă uiți la Liga 1 și la Liga 2, ok, sunt câteva echipe care sunt stabile din punct de vedere financiar, dar sunt multe altele, cred că dacă ne uităm mai jos, Liga 2 și Liga 3, care sunt cu probleme mari financiare. Mari de tot, e greu. Putem să uităm și la nașul meu, Mulderășanu, la Hermaștan. Mă uitam și la Hermaștan și cum a zis, uite ce rezultate de apreciat. Da. Bine, el a fost cu Șumudică, cred că a dat și mie rețeta, știi, fără bani, să mai avem rezultate, nu știu. Poate că stilul ăsta așa. Nu, dar uite de Hermaștan, e neînvinsă, nu? Este neînvinsă, da. Asta e și frustrant, mă gândesc așa, eu dacă aș fi fost... Și lotul pe care l-are, că n-are un lot senzațional, da, să zici. Da, dar joacă bine echipa. Da, nu, asta e meritul, Hasan, meritul la, da, meritul și lui Dani Coma, care a fost echipa, meritul și lui Moldă, care oameni, nu știu, pe acolo, dar...
cred că sunt și niște conflicte interne din ce am aflat. Nu știu, noi ne uităm la cum se exprimă echipa, adică vezi lucrurile, echipă neînvinsă, care și situația de acolo pe care Dani a plecat, na, și Mălda, și anumite lucruri, dar sunt de apreciat la ceea ce fac acolo. La lung vedem ce se întâmplă, că nu știm. E clar că nu poate să ducă la infinit treaba asta, să mergi cu jucători neplătiți. Ok, vor juca din dorința de a impresiona și aș găsi poate alte cluburi, aș face o imagine. Cred că o să aibă o problemă la prima înfrângere sau la primul eșec, da, da. Atunci cred că atunci să nu răbune. Acolo trebuie să gestionezi momentul ăla, pentru că domne, ne plătiți, adică acolo, dacă gestionezi momentele astea la, că tot timpul trebuie să gestionezi momentul la eșec. La când câștigi meciul, toată lumea, ce antrenamente faci, ce program, ce nu știu ce. E când vine eșecul, atunci mai... Atunci la... Da, bine, în orice domeniu, numai la fotbal. Ce... Da, probabil că la fotbal e puțin mai... Pentru că e mai special, sau mă rog, la sporturile de echipă în general. Exact. Sunt mai multe caractere. Mai mulți factori, da, sunt mai mulți factori care... Să găsești metoda potrivită. Exact. Așa. Și Mudică, uite, zona asta de... Da, nu, dar chiar m-am avut odată și am zis, dar chiar și mie. Chiar îi lipsește fotbal românesc. Prin metodele lui, echipele pe care le-a antrenat, cum juca prin el, chiar bine și Oli și Răzvan și antrenori care... Uite, vreau să te întreb, apropo de... Deci mă zic, am vorbit la începutul emisiunii, și dar vreau să întreb și acum. L-am văzut aseară pe Alibec, tu ești supărat că a făcut un meci... Da, a făcut un meci, a doua repriză. Dacă era acum prima repriză, era ok, dar a doua repriză chiar foarte bună. Așa. Da. Zi-mi, care-i treaba cu jucătorii ăștia de stilul lui Alibec, care pot evolua doar cu 1-2 antrenori așa în carieră. Da, bine, față de Mișa de Hagi, orice jucător se aduce, vorba de respect la dânsul. Și plus că cei jucători și ce am fost astea, cei mai mari jucători din punct de vedere, plus antrenorul a câștigat trofei. Dar Alibec, față de Hagi, l-a luat de la, l-a promovat, l-a dus în fotbalul mare, când a avut anumite probleme, iară l-a luat, iară l-a pus pe picioare, iară și normal. Și cu Șumi, el n-ai ce să faci, orice, păi un jucător care nu... Păi nu știu, chiar dar se mai certa cu anumit jucător, dar îi pupai ăla astea, adică n-ai cum să fii, deci eu n-am cum să fii ca Șumi, dau un exemplu, tu ca antrenor nu poți să fii să limiți, n-ai cum, fiecare... Da, dacă nu ești în stilul acela... Fiecare are, exact, are comportamentul lui. De exemplu, nu poți să-ți iei palma lui Alibec, să-ți dai tu o palmă, păi acum a făcut Șumi, adică iartă-mă, am greșit. De exact, n-ai, adică și e pe moment, astea pe moment, și Șumi, așa e, nu, adică nu zici, bă, cu Alibec într-un fel și când era Budescu altfel, sau cu jucătorii pe care a avut, sau cu Deac, sau cu... Dar uite că na, e un antrenor care a avut rezultate și n-ai ce să... Sper și în continuare să aibă. Bun, zi-mi, pentru că am ajuns la final, zi-mi, da, te rog, Dinu, câte echipe avem până la urmă joi seară în grupele Conference League? Să nu-mi zici că Dumitru Dragomir, păi nu, că așa ar fi, adică bine, toate trei, două, una, da, adică să zic toate opțiunile, da. Da. Dar plecând, îmi doresc toate trei echipe să califice. La cum au jucat, la cum au arătat, adică avem șanse de calificare. Cumva crezi că sunt șanse reale, nu doar exact, așa? Exact, nu, să, de... adică am venit să fie bine, nu. La cum au arătat, avem șanse reale, toate trebuie să califice. Bun, mulțumesc mult pentru prezență, da, Dinu Tudoran. Baftă acolo cu noile talente de la voluntari, de la echipa a doua, și baftă să revii și în circuitul ăsta mai apropiat de Liga 1 sau Liga 2. Mulțumesc mult încă o dată că ai venit. Cam atât, prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi de GSP Live. Rămâneți în continuare pe site-ul nostru, pe gsp.ro, pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lumea sportului. Noi ne revedem mâine aici la o nouă ediție de GSP Live la 91 minute. Zi bună în continuare!